Centrul de transfuzii Constanța se confruntă periodic cu lipsa donatorilor de sânge. În fiecare lună, numărul lor scade din ce în ce mai mult. Din această cauză, la centru este periodic criză de sânge. Pentru a-i determina pe oameni să vină să doneze, Primăria Megidia împreună cu Centrul de transfuzii Constanța organizează joi 13 septembrie, între orele 8:30 și 13:30, o acțiune de donare de sânge. Pot dona cei care au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, au o greutate de peste 50 de kilograme și nu au suferit de boli precum hepatită virală, tuberculoză, sifilis, infecție HIV și așa mai departe. Persoanele care au peste 50 de ani trebuie să aducă de la medicul de familie o adeverință, din care să reiasă că nu suferă de boli care ar contraindica donarea de sânge. Înainte de a merge să doneze, oamenii trebuie să mănânce ceva ușor, sandvișuri, fructe sau lactate și să bea minimum 500 ml de lichide. Donatorii vor beneficia de 7 etichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă de contarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu și localitatea unde se efectuează donarea de sânge. Acțiunea de donare de sânge se va desfășura la protoieria Megidia de pe strada Radu Negru, numărul 16. Și duminică 16 septembrie, doritorii sunt așteptați la parohia Schitu, din localitatea Schitu, comuna Costinești, tot între orele 8:30 și 14:30.